Municipiul Drobeta Turnu Severin are intrat în scenariul verde ca urmare a scăderii ratei incidenței cumulative a COVID-19. Veștile sunt bune pentru mehedințeni. După o lungă perioadă în care valul 4 al pandemiei a lovit puternic județul nostru, potrivit Direcției de Sănătate Publică, numărul cazurilor de COVID-19 este într-o continuă scădere. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate 16 cazuri noi de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, ceea ce reprezintă o scădere bruscă a numărului de infectări, fiind înregistrat un singur deces. Mă bucur pentru severineni că vor fi scutiți de coronavirus, de internare la ATI și așa mai departe. Foarte bine că a intrat. Înseamnă că lumea a înțeles să poarte masca, nu? Și să plimbe civilizat pe stradă, nu fără măști, uite cum merge lumea. Da. Credeți că oamenii sunt mai liniștiți acum? Cred că da, unii da, unii sunt stresați, că nu prea au bani. Da, cred că sunt mai liniștiți, dar trebuie să intre mai demult în scenariul verde, deoarece ei au intrat și așa, înainte de a da ăștia o lege sau să stabilească o directivă, fiindcă a fost haos și a fost pe aici. Păcat, bătrânii nu au grijă de copii. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 550 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 246 persoane sunt testate pozitiv izolate la domiciliu asimptomatice. 135 de persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 16 persoane și a fost înregistrat un deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,68, iar la Drobeta Turnu Severin avem o rată a incidenței de 1,79. Totodată scade și rata de infectare atât la nivelul județului Mehedinți, cât și în fiecare localitate. În prezent, în municipiul Drobeta Turnu Severin, rata de incidență a ajuns la 1,79 la 1000 de locuitori. Totodată, alte 39 de localități din Mehedinți au intrat în scenariul verde.